Bună dimineața, doamnelor și domnilor, sunt AMDON, urmăriți emisiunea Puncte Cardinale la Realitatea Plus. Aud foarte frecvent în jurul meu tot felul de povești legate de oameni care nu au avut niciodată niciun fel de contact cu mediul de afaceri, cu antreprenoriatul, dar care își doresc foarte mult să înceapă o afacere, să încerce ceva pe cont personal din acest punct de vedere. Însă cei mai mulți oameni pe care îi aud vorbind despre astfel de lucruri se plâng de tot felul de probleme pe care le întâmpină, plecând de la simpla necunoaștere atunci când își propun să plece pe un astfel de drum și trecând prin tot felul de lucruri legate de legislație, birocrație, documente, proceduri și așa mai departe, până la lucruri care țin strict de contabilitate, situații, bani, taxe, impozite și toate lucrurile pe care trebuie să le facă orice om în această țară. Încercăm să învățăm puțin câteva lucruri în această dimineață despre cum să-ți deschizi o afacere, cum să pornești o afacere, despre, cum spun cei din acest mediu, despre startup-uri. Și am chemat doi specialiști în acest domeniu, i-am rugat să vină să ne învețe câteva chestiuni. Doamna Valentina Saigo, expert contabil, și domnul Dragoș Dragoteanu, antreprenor. Bună dimineața! Bună ziua! Cum doriți dumneavoastră, depinde la ce oră ne-am trezit fiecare. Pentru unii poate că ziua a început cu multă vreme în urmă. Mulțumesc oricum foarte mult că ați acceptat invitația noastră. Eu vă întreb la modul foarte general, la început, întâi de toate, dar și concret în același timp, cum doriți dumneavoastră să priviți lucrurile? Cât de simplu sau cât de dificil este să ai un startup, să îți deschizi o afacere, să începi un business, fie el cât de mic? Cât de simplu, cât de dificil este în România? Depinde la ce ne raportăm. Dacă ce ne vrem raportăm, să facem? Ce vrem să facem? Și dacă ne raportăm la trecutul României, trecutul de până acum 25 de ani, putem spune că lucrurile s-au ușurat și sunt simple. Dacă ne raportăm și ne uităm puțin peste graniță, atunci nu mai sunt simple și sunt complicate. Dar imposibil nu este. Startup-urile, indiferent sub forma de organizare, sunt motorul care susține o economie. Că se uită lucrul ăsta puțin în țara noastră este adevărat, însă le recomand celor care au suflet de antreprenor să își călăuzească ideile. Acum, doar într-o foarte scurtă paranteză, pentru că îmi place foarte mult cum ați pus problema. Acum, de unde să știu eu dacă eu am sau nu suflet de antreprenor? Cred că dumneavoastră știți cel mai bine dacă vreți să faceți ceva. Oamenii sunt împărțiți în principal, în primul rând, în două categorii. Cei care sunt lideri, care au spirit antreprenorial, care poate de mici au vândut limonadă sau au făcut schimb de surprize sau hârtii de ciocolată, sau cei care sunt niște angajați ideali în postura de angajat. Trebuie să ai ceva anume ca să poți fi antreprenor. Din păcate, eu nu mă pot încadra în prima categorie. Sunt exemplu care întărește regula. Am fost luată de val și am ajuns, ca să spun așa, antreprenor și manager în zona aceasta de contabilitate, pentru că eu mi-am imaginat întotdeauna sunt un foarte bun executant, n-am cum să fiu un antreprenor. Din ciclu, viața bate filmul. Domnule Dragoteanu, dumneavoastră, cum vă uitați la cum arată țara din această perspectivă a ușurinței sau a dificultății cu care poți să începi afacerea? Dacă vrei să ajungi la o destinație, niciun drum nu este prea lung. Dacă ne referim la startup-uri, eu cred că România este într-o perioadă extraordinară, are un potențial foarte mare pe zona de startup-uri, dar înainte de orice ar trebui să explicăm celor care nu știu ce înseamnă un startup, cam cu ce se mănâncă acest lucru. Startup-ul este, cred că mă încadrez și eu în acel grup. Vă rog. Startup-ul este de fapt o companie nouă, nou înființată, care poate fi deschisă de un tânăr care are o idee. Doar de un tânăr?
și de o persoană, hai să spunem, un pic mai tânără. Matură. Dar, în principiu, se adresează persoanelor până în 35 de ani. Vă spun acest lucru pentru că există diverse programe de finanțare din partea statului sau pe fonduri europene. Și putem vorbi despre acest lucru. Dar un startup presupune, de fapt, pleacă de la o idee, trece printr-un plan de afaceri și, în final, ajunge să fie o afacere de succes. Ce ușor și ce simplu pare totul, domnule Dragotean. Pare foarte simplu și uneori chiar este, dar sunt două, trei condiții esențiale pentru a fi un startup de succes. În primul rând, persoana care demarează acest proces trebuie să aibă o idee bună în zona în care se pricepe foarte bine. Deci nu poți să ai o idee undeva unde nu te pricepi. Ai o pregătire, ai o meserie și vrei să pui în practică o idee. În momentul în care ai acea idee, înființezi o companie, îți faci un plan de afaceri foarte bun, după care urmează mai multe etape. Printre aceste etape, prima ar fi găsirea fondurilor necesare pentru a avea toate mijloacele necesare ca să pui în practică planul de afaceri. Și aici sunt mai multe variante, dar ceea ce trebuie menționat în mod special pentru cei care vor să aibă acest gen de business, este că dacă nu au o motivație intrinsecă, șansele sunt foarte mici. Voința de a merge mai departe, de a depăși birocrația, de a trece peste orice obstacol, sunt lucruri care, fără de care nu poți să reușești. Eu consider că în momentul în care într-o țară sau într-o zonă sau într-un oraș unii reușesc și alții nu reușesc, înseamnă că cei care au reușit au depășit aceste bariere. Deci se poate. Și eu sunt foarte optimist că România în următorii ani va deveni, dacă vreți, un centru pentru start-up-uri. Și în acest sens, guvernul a făcut niște lucruri importante în sensul în care a reușit să atragă fonduri europene pentru acest gen de business și există un program POSDRU, Programul Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane, pentru care Uniunea Europeană a alocat 150 de milioane de euro, astfel încât orice persoană care dorește să înființeze o firmă nouă și are un proiect bun, fezabil, poate să primească finanțare până la suma de 25.000 de euro, sumă nerambursabilă. Deci există variante de dezvoltare. Mai există încă un startup SRL, SRL debutant, care se adresează în principiu tinerilor până în 25 de ani, care pot să primească tot așa o rambursare din parte, o finanțare din partea statului de 10.000 de euro pentru a-și cumpăra... Nerambursabilă, pentru a-și, bineînțeles, pe baza unui proiect. Sigur. Pentru a-și dezvolta afacerea sau pentru a o face să, până, să meargă, să funcționeze. Bun. V-aș ruga să trecem prin această discuție, ținând cont, sau măcar întorcându-ne cu gândul, cu discuția, la trei exemple concrete, să spunem, apropo de ideea pe care poți să o ai, dacă vrei să-ți deschizi o afacere, luăm niște exemple absolut teoretice. Cineva vrea să își deschidă o microfabrică de spaghete, altcineva vrea să-și facă un salon de frumusețe și altcineva vrea să țină niște cursuri de pictură pentru copii. Trei idei diferite. Mă gândesc că, sigur, plecând de la idee, planul de afacere, modalitățile de finanțare, toate detaliile acestea arată un pic diferit în fiecare caz. Acum, cu aceste trei idei, cu aceste trei exemple teoretice în minte, v-aș ruga să trecem prin ce ați expus dumneavoastră, planul respectiv, ideea, planul de afacere, finanțare și așa mai departe. Birocrație, documente, vă rog frumos. Luând exemplele dumneavoastră... Puteți să ne dați și altele dacă astea sunt proaste. Nu, nu sunt deloc, sunt din viață. Luând exemplele dumneavoastră, primul lucru pe care ar trebui să-l facă viitorul antreprenor este forma de organizare pe care s-o dea noi afaceri. Și aici avem SRL-ul, avem acest SRL de respectiv SRL-ul debutant, avem PFA-ul, avem ONG-ul.
Trebuie să se gândească foarte bine și poate nu singur, ăsta este sfatul pe care îl voi da de fiecare dată. Și asta dată. Vreau să subliniem. E nevoie de consiliere, presupun. Trebuie să mergi la cineva care să te în învețe. În opinia mea, mai ales, da. De exemplu, eu care nu știu nimic, vreau să mă am nevoie să mă învețe cineva. Cum pot să fac lucrul ăsta? Mă duc să fac niște cursuri sau mers la un consilier? Nu trebuie neapărat să faceți cursuri, ci într-adevăr mers la un consilier, veniți la mine, stăm de vorbă. Eu am o mare atracție sau, ca să spun așa, cred foarte mult în antreprenoriat și celor care apelează la mine, zona aceasta este oricum o consultanță gratuită pe care le ofer. Încerc să înțeleg foarte bine ce își doresc să facă și de asemenea le spun avantajele și dezavantajele în toate aceste trei situații, în așa fel încât ei să ia decizia cea mai bună. Un consultant bun nu este acela care îți spune ce să faci. Un consultant bun este acela care te ajută să iei tu o decizie. Adică îți oferă toate datele. Toate datele să știi și tot ce să trebuie iei să decizia știi. În cunoștință de cauză. Să presupunem că în cazul salonului de frumusețe, poate dacă la o discuție cu persoana respectivă care vrea să-și facă salonul, ne dăm seama că nu este un business cu un potențial mare, poate i-ar fi de folos un PFA și nu un SRL. Stăm, o întrebăm, vedem care îi sunt calificările, care este experiența și vechimea muncă, care îi este sediul social, care îi este bugetul de start și ce anume documente mai are nevoie în această privință. Mulți consideră că se descurcă cu internetul. Internetul, într-adevăr, este o sursă de informații, însă de cele mai multe ori nu este o sursă foarte sigură de informații sau o sursă certă de informații. Acolo scrie practic oricine. Oricine. Nu toată lumea se pricepe însă, din păcate. Din păcate, așa este. Nu toată lumea se pricepe și informațiile de acolo nu sunt de fiecare dată validate. E adevărat, ne ajută să ne delimităm niște lucruri sau să înțelegem despre ce este vorba în subiectul respectiv. Mergând mai departe, la PFA-ul respectiv, tot de pe internet se pot afla o mulțime de alte informații, efectiv punctual cum se înființează PFA-ul respectiv. Aici discuțiile sunt nenumărate, pentru că sunt de mai multe feluri, de mai multe forme. Unele se înființează la Registrul Comerțului, altele care țin de profesiile liberale nu se înființează la Registrul Comerțului. PFA-ul nu are nevoie de un capital social și ajungem cumva la ceea ce ține de taxe, de fiscalitate. Până acum un an și ceva recomandam întotdeauna în anumite zone înființarea de PFA-uri. Din păcate, în momentul de față, sunt în postura de a recomanda în anumite cazuri, repet, în anumite cazuri, recomand înființarea micro-întreprinderilor. Să lăsăm puțin PFA-ul deoparte și să mergem la cel cu mini-fabricuța de spaghete. Clar, i-aș recomanda să-și înființeze o micro-întreprindere, un SRL. Ce este micro-întreprinderea? Ce e SRL-ul? De fapt, și de drept, majoritatea sunt SRL-uri, numai că o firmă care se înființează de la început și până atinge cifra de afaceri de 220.000 de lei, ea este considerată micro-întreprindere, atât ca formă de organizare, cât și ca formă de impozitare. O micro-întreprindere, în momentul de față, are impozit pe venit 3% și atât. În cel de-al treilea caz, cu pictura, m-aș gândi un pic mai mult și aș vrea... Aici e vorba cumva de un soi de activitate legată de educație. Cineva își propune să învețe pe altcineva ceva, să-i facă niște cursuri. Exact. Ar putea fi sub forma unui SRL, dar de ce nu ar putea fi și sub forma unui ONG? O asociație, depinde foarte mult discuția pe care o avem cu antreprenorul respectiv, care este obiectivul lui, care este scopul lui.
uităm, poate, să ne întoarcem la începutul ideilor noastre sau unele lucruri ni se par stereotipuri, dar cel mai și cel mai important și probabil când ne uităm pe site-ul unei firme mari, este foarte interesant să ne uităm pe ceea ce se numește viziune, misiune și valori. Viziunea, de fapt și de drept, este ideea antreprenorului care a pornit la drum ce își dorește el să facă cu adevărat. Că dacă dorește să facă educație, să dezvolte cât mai mult pictura și să scoată talente, tinere talente, poate într-adevăr o formă de organizare de forma unui ONG ar fi mult mai binevenită. Ar putea obține sponsorizări, poate copiii aceia n-ar trebui să-și plătească taxele pentru cursurile respective și atunci cu precădere se recomandă forma unei asociații sau unei fundații. Ați ales întâmplător trei cazuri diferite care aceste trei pot îmbrăca forme diferite de organizare din punct de vedere juridic. Nu întâmplător le-am ales intenționat foarte diferit, pentru că cred că cei care ne privesc acum au multe idei, au idei foarte diferite, sunt în situații foarte diferite, au suflete diferite de antreprenori, cum spuneați la început, și atunci încerc să acopăr cu ajutorul dumneavoastră o arie cât mai largă legată de interesul lor. Dar lăsându-i la o parte pe idealiști, care, să spunem, vor să învețe pe copii să picteze sau alții vor să îi învețe pe tineri să-și învingă teama de a vorbi în public, de exemplu, cred că se încadrează tot la educație da. Și o astfel de idee. Cred că 99% din cei care vor să-și deschidă o afacere nu se gândesc la idealism, nu se gândesc la educație, se gândesc să facă bani. Și cred că ăsta este singurul, de fapt, motor care îi, dacă îmi permiteți cuvântul, îi mână pe acești oameni în luptă. Acum, întrebarea mea următoare este legată de acele situații, sunt convins că sunt cele mai numeroase, domnule Dragoteanu, acelea în care cei care vor să-și deschidă o afacere nu au nimic. N-au sediu social, n-au bani, n-au cunoștințe, nu au absolut nimic, dar au această dorință să își deschidă o afacere proprie. Este posibil să faci asta în condițiile în care n-ai nimic? Cele mai mari personalități din domeniul business-ului nu au avut nimic. Au fost în principiu... Deci toți putem fi mari personalități din business. Da. Au fost oameni care au plecat de la zero, pur și simplu, foarte săraci în cele mai multe cazuri, dar au avut, așa cum spuneam, o motivație extraordinară să reușească. Înainte de a le veni o idee genială, au muncit ca simpli angajați în diverse forme de activitate. Poate au condus o echipă și în timp și-au dat seama că pot să facă lucruri mult mai mari decât firmele pentru care lucrau. Există nenumărate cazuri și în România și în alte țări prin care persoane care s-au dovedit a fi extraordinare din punct de vedere al capacității de a genera afaceri, au reușit să construiască în timp cariere de succes pentru foarte mulți oameni. În sensul în care, în urma unei idei, au format echipe de lucru, au reușit să atragă finanțare și, în final, au obținut și profit și poate au făcut branduri de mare succes care acum sunt pe buzele tuturor sau produse care sunt utilizate de zeci de milioane de oameni. Cred că este esențial pentru oricine vede această emisiune să înțeleagă că antreprenoriatul nu este un lucru simplu. A fi antreprenor înseamnă să ai ceva în plus față de marea majoritate a oamenilor. Nu este suficient să ai o idee. Cu toții avem idei. Unele sunt bune, altele sunt mai puțin bune. Diferența majoră între o idee și un startup de succes care duce în final la un brand este că aceia care reușesc să depășească toate obstacolele, crezând în ideea lor, crezând în produsul lor, sau oferind cele mai bune servicii posibile și diferențindu-se în acest sens de competitori, au reușit să facă firme de succes. Ideea este foarte corectă, dumneavoastră spuneți, într-adevăr, marea majoritate a oamenilor spun vreau să devin om de afaceri pentru că o să am foarte mulți bani sau o să am foarte mulți angajați, o să fiu recunoscut și așa mai departe. Persoanele, sau mai bine zis personalitățile,
care în lumea business-ului au intrat și n-au avut în primul rând în cap banii, ci și-au urmărit scopul și anume să, în urma unei idei, să construiască un business adevărat, au avut cel mai mare succes. Business-ul crește și se dezvoltă numai atunci când crezi cu tărie în ceea ce faci, când ești foarte bine pregătit, când ai capacitatea să conduci o echipă puternică. Practic vorbim de o educație permanentă, de o dezvoltare continuă, pe care atât antreprenorul cât toată echipa reușește să le genereze în cadrul business-ului respectiv. Paranteză. Vă rog. Și să nu uitați ideea. Spuneți că este nevoie tot timpul de învățare. Absolut. Un proces permanent, continuu de dezvoltare personală. Da. Cum pot face oamenii aceste lucruri? Unde? Păi sunt două variante foarte simple. Vă rog. Unul este autodeterminare. Deci americanii au o expresie self-made man. Omul care reușește prin forțele proprii. Dar mai nou se practică foarte bine, din câte știu eu, metoda mentoratului. Deci există mentori care se întâlnesc, nu știu, o dată pe lună, o dată la 6 luni, o dată pe an, cu antreprenorii care vor și demonstrează în timp că au evoluat. Și o singură frază, vă rog să mă credeți, care este relevantă pentru antreprenorul respectiv, care vine la un fel de consultanță, nu face altceva decât să-l determine să meargă mai departe în proiectul în care crede. Deci mentoratul este un lucru extraordinar, este o punte de legătură între antreprenorii tineri și oamenii cu experiență care au reușit. În România este pe cale să se dezvolte în sensul în care din ce în ce mai mulți antreprenori de succes își arată disponibilitatea de a ține speech-uri motivaționale, de a face educația antreprenorială în diverse cursuri și așa mai departe. Chiar dacă pe internet există tot felul de cursuri, de concursuri și de alte forme de manifestare, nu știu, centre, incubatoare de afaceri, hub-uri prin care tinerii se întâlnesc și povestesc experiențele și învață unii de la alții. Cea mai dezvoltată țară cu startup-uri din lume este Chile. O țară la care nu te așteptai. România trebuie să credem și să avem în vedere că este în primele 10, din punctul meu de vedere, ca și potențial uman. Deci românii sunt extrem de talentați, extrem de inventivi, foarte creativi în anumite domenii de activitate și s-a demonstrat în ultimii 20 de ani că au fost create branduri, mai ales în domeniul IT, în domeniul agriculturii, în domeniul prestărilor de servicii și al comerțului, prin care antreprenori români au reușit chiar să ia fața și să fie peste nivelul de performanță al companiilor multinaționale care au venit în România și aveau un background extraordinar și aveau toate șansele să reușească. Deci se poate. Da, dintr-o dată parcă ne dați speranță. Dar până la concretizarea acestei speranțe, e o idee foarte frumoasă ce spuneți, cea legată de mentorat. Până la mentorat mă gândesc însă că mai sunt niște etape, niște pași, niște lucruri prin care trebuie să treci. Consilierea aceasta despre care vorbeați puțin mai devreme dumneavoastră, doamna Saigo, sigur, eu, să spunem, îmi propun să merg la cineva, la un specialist, la un om priceput, să mă consilieze. Poate găsesc în jurul meu, în cercul de prieteni, de colegi, de profesioniști, cineva care se pricepe la acest lucru, dar poate n-am. Poate nu cunosc pe nimeni. Și atunci, singurul lucru pe care pot să-l fac, sau cel mai la îndemână, este să intru pe internet și să caut niște consilieri din acest domeniu. Acum, n-am nicio garanție că dintr-o listă cu 10 oameni de acest gen, pe care, să spunem, mi-o fac, n-am nicio garanție că între acești 10 oameni găsesc pe cel mai potrivit, pe cel mai pregătit, pe cel mai inteligent, că nu dau peste un om care vrea doar să mă păcălească și să nu mă învețe, de fapt, nimic. Ei, cum găsesc omul potrivit de care am nevoie? În primul rând, poate sunt convinsă că îl găsiți și nu neapărat după o listă. Un consultant bun se merge la el ca la duhovnic, ca la preot, ca la medic. De fiecare dată veți avea nevoie de o recomandare. Veți întreba în stânga și în dreapta și vi se va răspunde.
Niciodată în 20 de ani de experiență nu mi-a venit cineva direct de pe internet sau mai știu eu de unde. De fiecare dată a avut o referință sau o recomandare și a venit spre mine. Asta se întâmplă în piață. Dar în momentul în care v-ați hotărât că vreți să deschideți ceva și să zicem, chiar nu cunoașteți pe nimeni, sunteți sosit de curând în București sau în orice altă localitate, vă îndreptați spre Registrul Comerțului și acolo, chiar și fără bani, anumite lucruri se pot înființa sau cu o sumă foarte, foarte mică. Sunt foarte mulți oameni care sunt autodidacți. Am întâlnit persoane, tineri foarte motivați, care și-au făcut singuri actul constitutiv și au înființat singuri firma pe costuri foarte, foarte mici. Dar de la un moment dat pot apărea lucruri care efectiv îi depășesc. Teoretic, PFA-ul, PFI-ul, PFA fiind persoană fizică autorizată sau PFI-ul, persoană fizică independentă. În realitate, ele sunt cam același lucru, aceeași formă de înființare, de ținere a evidenței contabile, de administrare. Ideea acestui PFA sau PFI a fost ca persoanele care practică niște activități liberale sau niște activități independente să se descurce singure. Niște ani de zile s-au întâmplat lucrurile acestea și au înființat PFA-ul singuri și au ținut evidența singuri pentru că este o evidență în partidă simplă. Teoretic este o listă cu încasările în stânga și cu plățile în dreapta. Dar pentru că anumite lucruri nu sunt simple și sunt făcute să fie complicate, de prin anii 2010-2011, când poate în anumite ipostaze s-a abuzat de această formă de organizare, acolo unde poate nu era justificat, a apărut noțiunea de activitate dependentă versus activitatea independentă, unde forma de organizare a PFA-ului, de fapt și de drept a ascuns o formă de salarizare, de o formă de muncă, de fapt și de drept o formă de salarizare. Și dacă în cazul unui salariu fiscalitatea este de 80% din net, vă dați seama că un PFA care are în momentul de față 16 plus 5,5 sănătatea plus 10,5 contribuția la pensia a devenit mult mai atractiv decât forma salarială. Domnul Dragoteanu vorbea aici de un plan de afaceri. Este obligatoriu, pe lângă viziunea pe care antreprenorul o face în crearea startup-ului lui, este obligatoriu să-și contureze acest plan de afaceri. Nu vă imaginați ceva stufos, nu vă imaginați multe pagini, nu vă imaginați calcule tabelare, Excel-uri kilometrice, nu. Un plan de afaceri care pornește de la o idee, teoretic poate fi creat și pe un șervețel. La fel, pe internet se găsesc numeroase modele de plan de afaceri sau schițate aceste planuri de afaceri. Este foarte important ca antreprenorul să-și răspundă singur cu cuvintele lui, în limbajul lui, cum consideră el și care este viziunea lui în demararea activității și afacerii. Cu ce se diferențiază omul nostru care face paste? De ce vrea el să facă paste? Ce au umplut pastele lui, spaghetele? Că spline magazinele absolut, de paste. Absolut, absolut. Dar poate eu fac niște paste speciale, au ceva deosebit. Exact. Și către ce piață mă adresez? Nișează piața pe care o are cu ce le aduce în plus? Sau poate are o metodă inedită de distribuție, livrează pastele acasă sau le vinde doar pe internet, le vinde prin firmă, le vinde gătite. Dar poate avea o idee diferențiatoare sau inovatoare și atunci este nevoie ca el să-și o exprime pe respectivul plan de afaceri. Un plan de afaceri conține obligatoriu un buget. La fel, nu vă speriați când auziți noțiunea de buget. Bugetul se referă la încasările,
și plățile care urmează să fie efectuate sau o investiție minimă. Recomand cu căldură cei care își pornesc un nou business să încerce să-și treacă cheltuielile de start, să zicem așa, o supraviețuire 6 luni, imaginându-și că nu vor avea venituri în această perioadă. Salarii, chirii, telefoane și tot ce urmează ei să își contureze, să-și contureze în minte că urmează să le ceară businessul respectiv, să-și imagineze că 6 luni nu vor avea venituri și acela ar trebui să fie fondul cu care încep businessul respectiv. De asemenea, 2 lucruri pe care eu le spun și vă rog să le țineți minte, este că întotdeauna când conturez un buget, în cazul veniturilor trebuie să fiți foarte pesimist, în cazul cheltuielilor foarte optimist. Deci astea sunt lucrurile pe care să le țineți cont. Venituri pesimiste și cheltuieli optimiste. Întotdeauna cheltuielile ne surprind neplăcut și veniturile le așteptăm cu ardoare. De asemenea, dacă vă înființați un SRL, vă rog eu frumos, o fi legislația care percepe, care reglementează capitalul social de 200 de lei, dar nu înființați un SRL doar cu capitalul de 200 de lei. Capital social de 200 de lei nu va ajunge nici măcar să vă cumpărați registrele obligatorii. Ce este capitalul social? Capitalul social este, teoretic, averea depusă în societate de către asociați, aici fac o mică paranteză, SRL-ul are asociați, sau are acționari. Un SRL nu va avea niciodată acționari. SRL-ul are asociați părți sociale, SA-ul are acțiuni și acționari. O să-i rog pe cei care pornesc la drum să nu facă această confuzie. Revenind la capitalul social, capitalul social este aportul asociațiilor pentru a starta un nou business. Sunt convinsă, chiar dacă business-ul este la început de tot, că acel aport nu are cum să fie de 200 de lei. Ce ne ajută el ulterior? Capitalul social o să intre în calculul unor indicatori financiari, se numește capital propriu, și atunci când se va duce antreprenorul nostru la bancă, când se va duce la o firmă de leasing sau când se va duce efectiv la un partener de afaceri, pentru un furnizor, pentru obținerea unui credit comercial, respectiv o amânare la plată, asta înseamnă credit comercial, o amânare la plată să plătească factura către furnizor mai târziu de 30 de zile, acel capital propriu îl va ajuta pe antreprenorul respectiv. Iar un alt sfat pe care îl dau, dacă cei, să zicem că se asociază 2 persoane ca să înființeze un SRL, nu o să le recomand niciodată ca acea contribuție la capitalul social și la părțile sociale să fie 50-50. Oamenii nu sunt egali și nu avem cum să fim egali. Acea firmă se blochează în cazul în care părerile sunt diferite și niciunul nu are un drept de vot mai cu moț. Am întâlnit de-a lungul vremii nenumărate blocaje din acestea business-uri frumoase care s-au blocat din o diferență de idei, de viziune, de concepție, de păreri, de orgolii sau lucruri de genul acesta. Să recapitulăm. Avem nevoie de un plan de afaceri, avem nevoie de un buget de venituri și cheltuieli estimativ, repet, nu complicat, poate fi și pe șervețel, avem nevoie, în cazul SRL-ului, de un capital social și măcar cât
urmează să investiți măcar un minim de 1000 de lei, de 2000 de lei, în funcție de ce intenționează persoana respectivă să facă pe viitor și de asemenea de o participare în cazul în care sunt mai mult de 2 asociați, ca cineva să aibă un drept de veto și businessul să curgă fluent. Domnule Dragoteanu, vorbeați puțin mai devreme de bani. Cei mai mulți dintre cei care ne urmăresc și își doresc să înceapă o afacere, n-au banii aceștia. Acum mă gândesc și vă rog să mă corectați dacă greșesc. Banii pot veni dintr-un împrumut de la bancă, o întreagă discuție pe această chestiune. Pot veni dintr-un program de finanțare, care poate fi de la stat, cum vorbeați puțin mai devreme, poate fi din surse europene. Luați, vă rog, cel puțin aceste trei exemple, dacă mai sunt și altele, vă rog să ni le dați, și explicați-ne ce trebuie făcut, cum trebuie făcut în fiecare dintre aceste situații, trei sau mai multe, și care e cea mai bună opțiune, totuși. O să spun o frază care s-ar putea să șocheze. Vă rog. Banii nu sunt o problemă din momentul în care ideea este pusă în practică. Și devine așa un germen. Dar poți să pui ideea în practică fără bani? Păi se poate, pentru că așa cum a spus înainte doamna Saigo, există niște costuri minime. Să ne înțelegem foarte clar. Eu nu cred că cineva pleacă, își dorește să facă o afacere și este muritor de foame, nu știu, cerșește sau ceva de genul ăsta. Are probabil o mașină, o casă, are măcar, nu știu, 1.000, 2.000, 5.000 de euro are puși deoparte. În momentul în care vrei să faci... Mulți n-au nici atâta. Aici o să-l susțin eu pe domnul Dragoteanu. Să nu uitați și să reveniți. Înființarea unei firme la Registrul Comerțului, costurile, taxele la Registrul Comerțului, să știți că sunt cu aproximație 500 de lei, plus minus, iar înființarea unui PFA nu costă nimic. Și nici a unui ONG nu costă nimic. Detalii foarte importante acestea. Da, da. Pentru că restul pot costa onorariile celor care lucrează pentru înființarea respectivă. Dar dacă persoana este foarte autodidactă și primește ajutor, ea poate să-și înființeze acest business cu costuri minime. Nu se poate cu 0 lei și 0 bani. Totuși, trăim... Oamenii la rândul lor depind, alți oameni depind de aceste lucruri. Și totul aceste... costă în jurul totul nostru. Totul costă, sigur. Absolut. Și în mod special inteligența, pregătirea profesională, absolut. Consultanța, toate absolut. Sunt servicii până la urmă. Pentru că dacă, la fel cum spune și domnul Dragoteanu, dacă acea persoană este suficient de motivată, are crede în ideea lui cu ardoare, se angajează, strânge banii și pe urmă se pregătește și își demarează business-ul atunci când îi are. Repet, cu costuri minime. Și o vă rog să reluați ideea, domnule Dragoteanu. Aș vrea să vă dau două exemple concrete. Vă rog. Pe vremea lui Ceaușescu, eu sunt de Crețel, născut în 1968. Și eu la fel. Perioada, știți, care a fost 67-72, ceva, da. 5 ani de zile, da? Atunci s-au născut 2,5 milioane de români. În perioada respectivă, dacă vă aduceți aminte, se învăța la lumânare. În perioada actuală, pur și simplu... La lampă, mi-aduc aminte. La lampă sau la lumânare, deci da. Oricum, dar se învăța. Deci da. Cine vrea să învețe, învăța. Corect. Cei mai mulți antreprenori din ziua de astăzi sunt de Creței. Ce înseamnă? Că deși au crescut, deși au învățat, deși au primit o educație în vremea comunismului, extrem de dificilă perioadă, au reușit. Apropo, păi, dacă se poate. De rigurozitate, de disciplină, lucruri care se întâlnesc mai greu astăzi. Mergem mai departe, după Revoluție. Nu sunt comunist, țin să subliniez. Vă rog. Nici eu. Dar am trăit în comunism și a fost o perioadă grea, într-adevăr, dar educația pentru cei care aveau motivație, exista această posibilitate să faci dezvoltare personală mult mai puțin decât în momentul de față. De ce? Astăzi există internet unde vreți dumneavoastră și unde nu vreți. Atunci avea niște informații care, nu știu, erau primare, dacă vreți. Era o chestie extraordinară să știi, nu știu, despre o firmă, să știi despre niște oameni. Acum dai, introduci orice nume de firmă, de persoană, îți apar o grămadă de date despre ele. Și nu toate sunt adevărate. Da. După Revoluție, toată lumea a plecat de la o linie de start. Într-adevăr, generația de crețeilor avea atunci undeva în jur de 18, 20, 22 de ani
și au prins o perioadă istorică în sensul în care toată lumea a plecat de la aceeași linie de start. Aveți perfectă dreptate când spuneți că acum cei care nu au bani sunt practic văduviți financiar, în sensul în care cei care au luat startul mai demult, în urmă cu, nu știu, 20-25 de ani, au făcut câțiva pași importanți înainte. Dar există în continuare foarte multe domenii de activitate, există nișe de business unde pot fi speculate produse, servicii cu bani puțini. Aici le recomand, cu succes. Și cu mare succes. Aici le recomand tinerilor întreprinzători să se orienteze, pentru că România este încă virgină din punct de vedere al oportunităților de afaceri pe anumite zone. Dacă ne-am duce cu același gen de afaceri în alte țări dezvoltate, drumurile sunt deja bătătorite. În România foarte mulți tineri găsesc înțelegere, găsesc oportunități, găsesc mijloace de finanțare, dacă vreți, mult mai repede decât în alte țări. Și o să vă dau un exemplu. Cineva are o idee. A început să facă ceva. Acel ceva a început să capete sens, să capete o dimensiune. În momentul acela, dacă un antreprenor care își dorește cu adevărat să evolueze și să facă un business de succes, vrea să evolueze, să meargă înainte, are mai multe variante. Poate să ia, să plece din start cu o finanțare, un ajutor financiar de la stat, cum vorbeam înainte despre SRL debutant. Poate să ia o finanțare în baza unui credit de la o bancă, numai în cazul în care depune eventual și o ipotecă pentru banii respectivi, pentru că altfel băncile nu au trecut de treaba această... asta cu băncile e o nebunie, nu au trecut de această... cei mai mulți încep să se ferească nici deja. Nici nu mai discutăm despre bănci. Dar există fonduri de investiții, există investors angels. Da, s-a și legiferat în momentul de față business angel-ul, ce înseamnă și cum se poate investi. V-aș ruga să spuneți mai multe detalii, că e foarte important pentru cei care... Da, după ce încheiați enumerarea acestor modalități de finanțare. Deci, investitorii îngeri, cum se traduce, adică oameni care au bani, care văd într-un business de început o mare oportunitate și devin asociați sau acționari în firma respectivă în baza banilor pe care ei depun acolo. Totodată, antreprenorii mai vechi, care finanțează antreprenorii tineri prin acest gen de activitate, în afară de faptul că, dacă vreți, susțin activitatea de dezvoltare a companiei din punct de vedere financiar, devin oarecum și mentorii antreprenorilor tineri, ceea ce este un lucru extraordinar, pentru că ei știu să se uită pe planul de afaceri, își dau seama de potențialul afacerii și cu atât mai mult că investesc bani în compania respectivă, au tot interesul ca acțiunile lor sau părțile sociale să crească în valoare. Deci se creează practic nu o punte de legătură, ci se creează, dacă vreți, un nucleu între antreprenorul tânăr care a avut o idee extraordinară și a încercat să pună în aplicare și un antreprenor cu experiență care vine cu know-how-ul lui și cel puțin îl ajută pe antreprenorul tânăr să evite greșelile care l-ar putea duce într-un colaps sau într-un blocaj. Deci se poate, subliniez în mod special, că se poate să nu fie o firmă care are o activitate interesantă să se blocheze din cauza banilor. De aceea am afirmat înainte că banii nu trebuie să fie o problemă. Pentru antreprenorul care deschide un startup, esențial este să creadă cu tărie până în pânzele albe, cum se spune, în ideea lui, după ce a făcut toate cercetările de piață și după ce a văzut că în urma demarării activității, business-ul lui poate să crească. Din momentul acela, toate porțile sunt deschise. Dar simt, domnule Dragoteanu, că pe mine vrea să mă lăsați pe din afară, pentru că vorbiți despre fonduri pentru antreprenorul tânăr, debutant, până la 25, până la 35 de ani. Eu sunt de crețel, cum spuneți dumneavoastră, da. Nu mai am nici 25, nici 35 de ani și nu vorbiți și despre mine. Păi nu, se referă la antreprenorul tânăr, respectiv tânăr neantreprenoriat, corect? Da, okay. Deci eu nu vorbesc despre vârstă. Antreprenor tânăr. Nu, poate mă gândesc că vârsta este un criteriu de eligibilitate pentru acordarea unor fonduri pentru niște programe de finanțare în unele situații. Dar vă dau și răspunsul. Deci există oameni care au lucrat o viață, cum se spune, într-o companie multinațională. Tot timpul și-au dorit persoanele respective poate să aibă propriul lor business. Cu alte cuvinte, să fie propriul lor stăpâni. Au căpătat o experiență extraordinară. Cu siguranță au pus niște bani deoparte,
nu mai au nevoie de finanțare, apropo de ceea ce spuneați dumneavoastră, și ideea care ani de zile au avut-o în cap, o pot pune în aplicare, deschizând un SRL oarecare și efectiv punând în practică ceea ce au învățat mulți ani în urmă, descoperind în anii respectiv oportunitățile din piață și încercând să speculeze un moment bun, o nișă de piață, astfel încât să devină propriilor stăpâni și tot antreprenori tineri se numesc, pentru simplu fapt că chiar dacă demarează la o vârstă mai înaintată o afacere, ei practic devin antreprenori din momentul în care s-au hotărât să-și ia... Sunt tineri în business. Tineri în business. În propriul business. Foarte important. Am înțeles. Numai vreo 3 minute mai avem, din păcate. Dintr-o dată am încă 100 de întrebări. Nu o să avem timp să le abordăm pe fiecare. Vă propun încă de pe acum să ne revedem și să facem mai multe emisiuni pe aceste teme. Doar pentru că ați amintit și în loc de concluzie să spunem, vă rog să vă referiți și la cei îngeri a investitorilor sau cum i-ați numit? Business Angels. Business Angels. Ok, vă rog. Din fericire, anul acesta s-a reglementat oarecum acest capitol, respectiv persoanele care au experiență și care pot investi în proiecte noi, în proiecte ale altor tineri. Sunt niște condiții din punct de vedere legal care trebuie respectate. Nu este nimic complicat, după cum spunea și domnul Dragoteanu. În ziua de azi informația se găsește oriunde. Și vorbea foarte mult despre mentorat. De puțină... E o diferență între mentorat, între mentor și business angel? Da, absolut. Un business angel este obligatoriu să investească în afacerea respectivă, în proiectul respectiv, pe când un mentor poate fi, poate să nu întâlnești niciodată un mentor. Ceea ce vreau să spun că pe lângă cele 5 funcții ale managementului de bază, de inventate sau descoperite de peste 100 de ani, de curând au apărut încă 2 funcții ale managementului, acestea fiind mentoring-ul și coaching-ul. Adică un manager care se numește manager, nu vorbim despre boși, patroni sau șefi, un manager adevărat... Ce-mi displace cuvântul ăsta? Pe asta zic, un manager adevărat practică mentoring-ul și coaching în activitatea sa de zi cu zi cu cei din subordinea lui. Iar o persoană care este deschisă către antreprenoriat, clar va ajuta și la fel, iarăși, internetul, Facebook-ul ne ajută. Aceste evenimente, ok, acum e vară și vacanță, dar din septembrie sunt evenimente peste tot unde se pot asculta cei cu experiență la niște costuri minore sau chiar poate gratis, fără costuri în multe cazuri. Și sunt antreprenori celebri, manageri celebri care sunt deschiși către aceste persoane. Cel care a fost odată antreprenor și este manager și conduce niște business-uri, întotdeauna va avea ceva care îl va zgândări în suflet, în așa fel încât să se implice în mai multe și mai multe business-uri. Inclusiv consultanți în business sau consultanți în fiscalitate, contabilitate pot primi această consultanță cu titlu gratuit, mai ales când sunt la început de drum. Ideea e să se ceară, să se solicite și lucrurile vor veni la costuri cât mai mici. Nu asta trebuie să fie problema tânărului antreprenor, în opinia mea. Problemele apar după. Da, mai avem poate mai puțin de un minut. În loc de concluzie, sigur, la modul grosier, poate, vorbind, de când ai această idee de a deschide, de a începe un business, o afacere, și până lucrurile încep efectiv să dureze, câți bani trebuie să investești și cât timp îți ia până parcurge această perioadă? Greșiți. Vă rog. Tot timpul vorbiți despre bani. E principala grijă a celor mai mulți dintre români. Foarte mare greșeală. Foarte pe scurt, vă rog. Atunci când vrei să-ți transformi un vis în realitate, trebuie să lupți pentru el. Banii sunt ultima problemă. În momentul în care crezi cu ardoare într-un lucru, poți să transmiți acest mesaj și celor care vor să-ți cumpere produsul sau care te urmăresc și implicit îți aduc profit.
Doamna Saigo. Și răspund eu legat de timp, de cât timp este nevoie. Oricum, dintr-o dată am căpătat ceva speranță, pentru că am intrat în această discuție destul de circumspect. Am o mulțime de noi întrebări. Vă rog să reveniți, să reluăm discuția, să o dezvoltăm pe mai multe direcții și să învățăm pe cei care ne urmăresc și vor să învețe, să învățăm niște lucruri care să le fie de folos, să poată să înceapă un drum de acest gen. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit, vă aștept și cu altă ocazie. Ne oprim aici cu această discuție, luăm pauză și ne întoarcem cu o altă dezbatere.